6 rele, nu și le anul ăsta, nici un nez bun. Pericupi și ea, nici nu o să vrei să uite la dânși. Da, și le dăm la pericupi și cât? Ei? Anul ăsta să-l punem pe Fiodor Fiodorovici în piață la prilavcă, să le vândă el. Și fa, și fa! Să mă împuști, că nu știu de la piață să vând nez de nucă. A tu, măcar ai cu știm pușcau, ei? Are o prașcă din copchelărie, mamă. Canieșna că la pericupi și la șine la altcineva. Și ei cui îi vând? Ei, unii îi vând aici, alții le vând după hotare. Aha. Da, ia ca nezul ăsta mai bunișor, îl vezi? Aha. Ia ca este așa. Apoi ei drașii îl cumpăr de la noi cu 60, aha, dar de vândut îl vând cu 90. Aha. Dar ăsta așa de am leacă mai așa, apoi ei îl cumpăr cu 40, dar îl vând cu 70. Aha. Dar ăsta de amărunță. Dacă l-or lua la cu vreo 15-20 de lei, abdeam să și băghini. Aha. Eu nici o cărnit, ăsta de-am întreb, îmi bat în cap de-am. Mă duc eu să mai prășesc o leacă în jei. Fedea. Te-ai văzut câte nuși mai avem? Până nu le terminăm, nu tin nici tu de aici. Și m-a spus, băi, mine l-a stricat nuși. Asta și lucru de bărbat, asta e lucru de femeie. Da, canieșna. Dar și lucru de femeie asta tăi. Îl vezi, mă, măi? Femeile trebuie să facă și treaba de femeie, și treaba de bărbat. Dar bărbață, numai de bărbat. Pentru că femeia e femeie, dar bărbatul e bărbat. Ei să mai grăim. Fa, până și la nuși se vede diferența asta. Ia că uite. Ia că vezi? Niezul ăsta mare, cum se cheamă el? Niez. Cucoș. Cucoș el, pentru că e mai mare. Înțelegi? Adică e cucoș, el e bărbat, că e întreg, e mai mare. Da? Aici cum se cheamă, e ca aici, găină, pentru că e mai mititică. Adică e jumătate de cucoș, jumătate de bărbat. El nu poate să aibă puterea unui cucoș, adică al unui bărbat, înțelegi? Ei, Fede, e ca eu nu pot înțelege despre care cucoșel tu vorbești. E ca unii bărbați par așa puternici, dar când se te uiți la cucoșelul din pantaloni, nu prea l-aș te uita. Și apoi încă ceva, mai Fiedea, unde cucoș își mai calcă din când în când găinile, dar tare îmi pare mie că unii bărbați au cam uitat cum să faci chestia asta. Fa! Voi ați văzut ce faci în jie așa, fa? Ați mănânci și buruiam de jie, fa, ați mănânci. Auzi, Simona, el de-a mă uita, de-a mă de cucoșel și găină. Da, numai cu gândul la jie, tatăi, așa-i? Jia! Pentru că așa faci și jinișorul, așa-i? Fedea, Fedea, tu tătă iarna ai șezut și te-ai uitat la televizor. Și ai împlut patul de beșâni. Dar e că deși tu, Fedea, iarna n-ai stricat nușile, când nu era în jie, mă rog, buruian, cum zici, a? Și numai și demn noi amu și ne chinuiem la stricat nuși. Da, e drept. Când toată lumea șede și prelucrează pământul, a? Da. Fa, eu iarna am lucrat. Și încă și lucru greu. Ei, și să grăim, Fedea, dar cum? Dar și așa mare lucru greu. Fa, tu știi și de greu ne era nie să ridic ulșorul și ala plin cu jin din beș? Simon, tu la Simon. El parazitul încă și sârânjește încă. O carajinu. Fa, coboară jos în beș și ala, să o iei înapoi cu ulșorul plin. Pe urmă iar scoboară, iar ridic, pe urmă iar coboară și ridic, coboară și ridic. Băi, chinul lui Dumnezeu. Și uite, și măcar nu-i rușine, mămâi, nu-i rușine și să laudă cu o crapa de jin. Bă, te gândi, bă, tu unde aveam? Aaaa!
Alert de luni. Hai, gata, ți ajungi, nu mai juca teatru. Știm noi că joci bine. Dar vai repede aici și-i spart nuși. Repijor. Dar chiar zamă, Nicola, în luni. Ia uite, uite, uite din partea asta. Leită bucățică. Thank you.